Medici, reumatologi și pacienți au întâlnit ieri la Cluj pentru a marca Ziua Internațională a Lupusului prin discuții privind particularitățile acestei boli. Pentru că diferă de la pacient la pacient, lupusul este numit de medici boala cu sute de fețe. La nivel mondial, milioane de oameni suferă de lupus eritematosistematic, o boală cu sute de fețe, cu manifestări diferite, fapt care îngreunează diagnosticarea pacienților care suferă de această afecțiune, o situație care poate duce și la întârzierea diagnosticului. Ea se poate prezenta în aproape orice serviciu medical, pentru că poate să aibă manifestări cutanate, manifestări renale, manifestări articulare sau manifestări cardiologice. Și apărând în orice serviciu, există adesea întârzieri de diagnostic, pentru că foarte des și foarte frecvent o anumită specialitate nu se gândește la lupus. Există întârzieri în diagnosticul lupusului, adesea un pacient până ajunge să primească diagnosticul de lupus trece prin 3-4 doctori și uneori pierde câțiva ani. În lupta cu lupusul este necesară și o popularizare a afecțiunii. Specialiștii din domeniu spun că întâlnirile între medici, dar și creșterea nivelului de cunoștințe privind această boală ar fi de un real ajutor. E nevoie să ne întâlnim noi, specialiștii care ne ocupăm de lupus, și ăsta este scopul întâlnirii noastre de astăzi.